Mergem la un subiect extrem de serios și pe care vreau să-l urmăriți cu mare atenție, pentru că, iată, potrivit unui studiu, 3 din 10 copii din România sunt amenințați zilnic cu bătaia de către colegii de școală. Abuzurile verbale sau fizice sunt un fenomen îngrijorător despre care puțini își fac curaj să vorbească. Ei bine, printre acești curajoși care au simțit pe pielea lor traumele cauzate de bullying, de bullying-ul petrecut în școli, sunt Olivia Adams și Dia de la Five Gang. Fetele sunt aici și vor să vorbească despre acest subiect care este extrem de serios. Hai pe Snap să facem focul, mă loc cu unul în topuri, bagă banii, sare contul, fac dezadozul pe totul, mai e banii, sare blocul. Chiar o întrebam pe Dia pentru fanii Five Gang când urmează următoarea melodie și mi-a zis să stau liniștit că o să ne anunțe ea. Da, o corect? Să anunțăm, clar, perfect. Normal. O să anunț. Fetelor, da. Vorbim despre un subiect extrem de interesant, sensibil, ceva mai devreme noi ne-am distrat cu magii tot și trecem și de la... Și acum a venit noi să stricăm. Nu stricăm, dar e un subiect extrem de sensibil și corect. Extrem de întâlnit în școli. Faptul că, exact cum spuneați, 3 din 10 copii, practic, nu? Conform studiilor, sunt amenințați cu bătaia de alți colegi. La un moment dat, copiii ăștia n-au curaj să vorbească nici cu profesorul, nici cu părinții. Corect, și de fapt, asta cred că e marea dramă. Da, asta e problema, că nu simt curajul să vorbească cu cineva, pentru că dacă le zic profesorului, se simt turnător, da, exact. După ce ajung mai mare bătaie, dacă zic la părinți, părinții se duc la director, după iară iese aceeași schemă și... Ok. Iar voi sunteți aici pentru că voi ați trecut printr-o experiență asemănătoare atunci când ați fost la școală. Corect. La școală, în liceu, nu? Și general, nu doar și acolo, și azi se întâmplă, adică mesajele noastre de pe Instagram și peste tot sunt pline de amenințări. De... Și de foarte multă ură, de multe ori, mesajele astea. Acum, știi, ăsta e hate-ul, nu? Da. Bullying-ul era când erați la școală și aveați colegi de clasă care ce vă spuneau? Și cum s-a întâmplat ochelari. La voi? Cum e Olivia la tine? Zine. Eu le-am avut pe toate. Am avut dinții strâmbi și mi-am pus aparat, am avut ochelari, mă îmbrăcam dubios, veneam cu ghiozdan la școală în loc de geantă, nu mă machiam și eram așa, un fel de rățușca cea urâtă, ca să zic așa. Nu a fost tocmai drăguț, m-am izolat așa, nu ieșeam în pauze afară pentru că mă simțeam prost, nu simțeam că pot să... Adică râdeau de tine că porți aparat dentar, că ai ochelari? Mă făceau să nu mă simt integrată neapărat și atunci singură m-am scos din ecuație, eram și cea mai mică, tot timpul am fost cea mai mică din clasă și m-am simțit cumva... Marginalizată, da, și... Și atunci ai avut curaj să le spui profesorilor, părinților? N-am zis nimic, nu. Pur și simplu m-am închis în mine și chestia asta s-a reflectat în... când am crescut și mergeam undeva și mă duceam într-un colț, stăteam cu ochii așa în jos și încercam să nu atrag atenția ca să nu se ia cineva de mine. Da, în perioada aia mai vrei să te duci cu drag la școală? Mergeam și îmi vedeam de treaba mea. Eu am avut noroc că am studiat un an și în Germania și acolo a fost cu totul altă mentalitate. Acolo nu conta cum veneai îmbrăcat, cum te machiai, ce firme aveai pe tine. Numai acolo venea să învețe, să se simtă bine. Și eu practic când am mers acolo m-am întors cumva cu altă energie și nu mi-a mai păsat atât de tare, pentru că căpătasem eu încredere în mine și mi-am dat seama că sunt alte lucruri care contează de fapt. Și de fapt pe mine chestia asta m-a ajutat să trec peste. La tine, Dia, cum a fost? La mine e o poveste mai lungă pe care am zis-o de o grămadă de ori. Dar mereu la mine a fost visul acela de a ajunge vedetă, de a cânta, de a, nu știu, a fi actriță, orice. Dar voiam să fiu pur și simplu importantă. Și de aceea, la vârsta de 10, 11, 12 ani, pe acolo, mi-am făcut un canal de YouTube. Probabil tu nu știi asta, dar eu mai avut un canal de YouTube înainte de Five Gang. Și postam acolo cover-uri de la Justin Bieber. Ziceam că îl iubesc pe Justin Bieber. Cum fac și acum copiii? Noi toate îl iubim pe Justin Bieber. Toată lumea îl iubește pe Justin Bieber. Da. Normal, n-ai cum. Așa. Și eu făceam acel content în engleză. Vorbeam cu engleza mea de 10 ani. Cum puteam, dar o făceam în engleză. Și toate comentariile erau pozitive și veneau de la oameni din alte țări, dar după aia, nu știu cum s-a aflat, la cineva din România, nu știu cine a dat bârfa mai departe, dar a aflat toată România de acele videouri și a venit hate-ul ăla de români pe toate videourile și mi-au postat videourile pe Facebook, pe atunci nu prea era Instagram, nici nu cred că exista. Și ce ziceau, râdeau de tine sau de ce?
Da, își băteau joc de mine maxim și când s-a întâmplat toată chestia asta, când a bubuit, era ziua mea, eram în cantonament, fără semnal, la munte, cu echipa mea de handbal. Și da, toate stăteau și râdeau de mine că ha, 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 ce s-a întâmplat, nu pot să cred că faci asta, hai cântă-ne și nouă și... Mamă, săracă. Da, săraca, am trecut era peste. Era ziua ta de naștere, da, în cantonament cu echipa de handbal și da. Practic... Colegele râdeau de tine atunci. Da, și toată chestia asta a continuat până am terminat liceul. Deci de la 10 ani până am terminat liceul. Și aveai curajul să vorbești cu cineva, nu știu, să ceri ajutorul cuiva? Nu, până când antrenorul meu și-a dat seama că eu având atâtea nopți nedormite în care stau pur și simplu pe social media și șterg absolut tot ce apare despre mine, și-a dat seama că e ceva greșit, nu mai dau randament, leșin la antrenamente, nu am energie absolut deloc. Pentru și m-am trimis la psiholog. Să vezi ce să mai explic ca să ștergi, da, și să, nu dormeam să ascunzi cum ar veni. Da, exact. Să nu și ai fost la psiholog? Cu ajutorul antrenorului meu, care m-a obligat să mă duc. Mi-a zis că dacă nu mă duc la psiholog, mă dă afară din echipă. Nu m-am dus la programarea lui. M-am dus la antrenament, m-a dat afară din sală. Ziua următoare m-am dus la psiholog. Și când mi-a prescris psihologul niște pastile pe care trebuia să le iau, am fost obligată să-i spun și mamei ce se întâmplă. Ea nu știa ce se întâmplă, credea că fetița ei este fericită la școală. Ce se poate întâmpla la școală până la urmă? Stă în vață, stă cu prietenii. Eu stăteam singură, plângeam în baie, nu prea vorbeam cu nimeni. Și mă întorceam acasă, plângeam iarăși până venea mama de la muncă și după aia când ajungea mama acasă eram, mamă, ce mișto a fost la școală. Și de multe ori nu mâncam, am ajuns să am probleme de sănătate din cauza asta, n-am voie să iau anumite pastile. Uite, amândouă ați trecut prin situații de genul ăsta, da. Și vreau să vă întreb, poate sunt foarte mulți copii care se uită acum și poate trăiesc și ei aceleași drame pe care le-ați trăit voi. Care la fi noi rezolvare? A fost ușor. La noi, da. Deci noi am primit, ne-am mai făcut chestia asta, am mai avut întâlniri pe Zoom cu copii care ne urmăresc să ne povestească experiențele, da, lor. Deci ce am trăit noi este, nu se compară cu ce trăiesc ei. Da. Sunt chestii... Care ar fi, Olivia, Dia, care ar fi rezolvarea pentru copiii care se uită la noi? Să vorbească, în primul rând. Să vorbească. Cu cine? Cu oricine, în oricine au încredere. Eu am făcut greșeala asta, n-am spus absolut nimănui și puteam să termin cu toată trauma asta într-o secundă, dacă mă gândeam să vorbesc deci cu cineva. Deci e bine de vorbit cu părinții, cu profesorii, da, cu prietenii, dar să-i spui cuiva că, uite, colegul a face mișto de mine, am probleme din cauza asta, adică să nu ții în tine, pentru că nu se întâmplă altceva decât să treacă prin ce ați trecut voi, izolate, normal, într-un se adună, colț. Toate se adună și efectiv explodezi la un moment dat și nu mai poți să suporți totul. Trebuie spus cuiva, neapărat. Olivia, tu cu ea îi spune acum, dacă ai dat timpul înapoi? Acum? Da, aș spune la prietenia. Bine, eu am avut noroc, am avut și prieteni foarte, foarte apropiați. Și, dar nu erau cu mine în școală și de fiecare dată când mă simțeam, când aveam o zi proastă la școală, mă duceam la prietenii mei, stăteam cu ei și le povesteam. Dar pe mine chestia asta nu pot să zic că m-a ajutat foarte tare. Adică până nu am învățat eu să ignor efectiv și să mă fac că nu există acest bully, efectiv să-l ignor și să nu-mi pese de părerea altora, nu am scăpat de treaba asta. Pentru că probabil și acum se întâmplă și acum suntem judecate și clar, se ia lumea de noi. Clar. Dar mie acum nu mai pasă pentru că știu că am o comunitate care mă iubește și mă susține, dar eu așa am trecut peste. Acum nu pot să zic că asta este soluția. Construiește-ți o comunitate care să creadă în tine și să te susțină. Soluția este să vorbești în primul rând cu părinții, cu prietenii, cu cei apropiați. Dar uite, oamenii vă pot scrie pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, Olivia Adams și Dia 5 Gang, toată lumea vă cunoaște. Și să vă trimite acolo mesaje, poate oamenii își găsesc la urma urmei ajutorul și în răspunsurile voastre. Eu de multe ori le răspund, da, când au probleme de genul. Sunt foarte mulți care ne scriu și cu care vorbim, pentru că au niște probleme chiar foarte serioase și nu e ok, nu e ok. Plus că dacă s-au gândit să ne dea nouă mesaj, înseamnă clar că n-au cu cine să vorbească și au încredere în noi. Exact. Fetelor, faceți o treabă foarte bună. Faptul că ați venit să-și vorbiți de lucrurile astea să fie așa un semnal de alarmă și copiii să știe că dacă cineva la școală face mișto de ei sau poate le mai dă câte o bătaie prin pauză pe unde îi prinde, copiii nu trebuie să tacă, nu trebuie să se izoleze, trebuie să vorbească cu părinții, cu profesorii, că dacă nu, lucrurile astea se accentuează. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Mulțumim și noi. Mulțumim. Mulțumim.